Bună ziua, dosare de presă, o nouă ediție, una senzațională, invitatul nostru de astăzi, Victor Ciutacu. Mai mult decât atât, n-am ce să spun. Victor, mulțumesc, bine ai venit. Eu mulțumesc de invitație, bine te-am găsit și spor la treabă. Nu... Doamne ajută! Mai citești? Ca să-mi stric ochii. Mai citesc din când în când. Ultimul număr din evenimentul istoric și în capital. Mai puțin pe print, din păcate. Nu mai apuci. Nu mai apuci, nu mai ai timp. Și în ultima lună nici prea mai am ce, că presa scrisă fuse și se duse. S-a cam dus, așa e, din păcate. Victor, începem abrupt. Ești evreu. Dar stai liniștit că nimeni nu e perfect, se putea și mai rău. De exemplu, eu sunt oltean. Și nevastă, mă. Da. E oltean că Marian, da? Evreu cu oltean, că da. Da, nevastă mai de la Segarcea. Soacră mea stă pe dealul Viilor, pe strada cu Crama, din Segarcea. Deci îți dai seama. A contat când ai cerut-o de soție pe Mariana? M-am dus prima dată de sărbători la Segarcea, eram studenți amândoi, eram prieteni. Ce m-a șocat a fost că, bă, ne sculam și ne culcam cu Canada vin pe masă, cum era oltenene. Te duceai la unul, punea Canada vin pe masă, la plecare mai beai un pahar înainte de... Pe drum, până la ușă. De ieși, ori până la poartă, ori la poartă, direct. După cine ești evreu? După mamă, după tată? După mamă, după religia. Ții obiceiurile, credință, mergi la nu sinagogă? Absolut deloc. Am aflat la 17 ani că sunt evreu. Nu țin absolut deloc, n-am nicio legătură cu comunitatea. Am fost o singură dată în viață. Nu știam, îți dai seama, totuși locuiesc în București în 89, în București mai mult decât la Sinaia, unde m-am născut și am crescut. Și nu știam care e cartierul evresc, dacă poți să-ți închipui. Și la un moment dat m-a sunat, mă, și cred că și... Zisese-mi eu pentru o emisiune, când avea Cristoiu emisiune la Antena 2, eram coleg cu maestru. Da. Și eu tot așa, am făcut un interviu și am zis da. Eu, da, și am zis eu că sunt evreu. Și m-a sunat, cred că șeful comunității pe București sau nu știu, nu șeful comunității, pentru că pe ăla îl știam. Era Irvin Shinshemson, de era actor ceva. Era șeful comunității pe România, nu mai știu, era un domn bătrân, nu știu ce, și care, mă rog, foarte încântat și, mă rog, domnul Cajal, îi părea nu mai trăia, nu mai era domnul Cajal, nu. Și m-a invitat să bem o cafea și să ne cunoaștem. Am fost, bă, nu știam unde e templul coral, înțelegi? Dacă mă întrebi orice bir de cum București, mă, n-ai care curios, are nume, nu, singura dată când am fost, eu, bun, eu sunt botezat ortodox, nu sunt... Sunt botezat ortodox. Nu mai ții obiciurile, că eu eram pregătit să te întreb. Dar n-am ținut niciodată, habar n-am. Îmi mai spun ăștia, știi, din când în când se zice câte unul, dator, îmi spun de leacu. Roș Hașana și nu știu ce, și cu anul și eu mă uit la ei, dau ca prostul de numele, așa, și de regulă îmi dau seama că, teoretic, nu mă înjură, înțeleg, și zici eu mulțumesc. Și nu știi ce să spui, spui mersi. Da, 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 exact. Nu, n-am absolut nicio legătură și în Israel am fost de două ori în viață. Odată cu ai mei, când eram într-un concediu în Antalya și aveau ăștia... Tururi de acolo. Aveau tururi. Da, da. De o zi plecai dimineața, te întorceai seara și atunci am văzut Ierusalimul și, mă rog, ceva din Tel Aviv. Și a doua am fost, înainte să-l pună pe fostul ambasador, deci nu ăsta pe care l-am cunoscut la voi la Premiile Capital, înainte lui Saranga a fost Dan Ben Eliezer, parcă îl chema, și înainte să-l pună au făcut ei o, mă rog, hai să zic, un infotrip, un habar, n-am zis cum vrei tu, în care au invitat mai mulți ziariști români. De fapt, mă rog, era invitația Ministerului de Externe Israelian, te ducea pe la niște ministere, pe la nu știu ce, în fine. Și practic, până la urmă, ideea era, că am văzut în ultima zi, să-l cunoaștem pe omul pe care tocmai nominalizaseră și am fost la o masă cu el și mișto. Și după aia, cât am stat aici în România, nu m-am văzut niciodată, cu el ne mai scriam pe Facebook, din când în când pe mesaje private. Da, eram prieten pe Facebook. Deci n-am nicio treabă cu... Colega noastră, Sorina Matei, te-a făcut jec. E, vezi, culmea, pe vremea când era dușmănoasă cu asta noastră Sorina Matei. Da. Pe vremea, foarte ciudat, este după ce ai devenit coleg cu ala România TV. Nu, fix în ziua în care s-a anunțat. Așa. Nu după, chiar în ziua. Ai anunțat-o... Mi-a dat o rang în dinți de bun venit, Sorina. Ai anunțat-o că atunci când gura bate fundul,
Da. Tu n-ai zis chiar, ai zis-o românește, așa? Da, chiar curul. Plătește și chiar curul, da? Ai dat-o în judecată, ai câștigat. Bă, și-a plătit. Ți-a dat banii? Asta vreau să întreb. Mi-a dat banii, deci eu am avut două procese cu colegi de breasla, să le zic, da? Unul cu Radu Moraru, că m-a făcut ăla, nu știu, eram asociat și cu Zahăr și cu Taher, eu privatizasem și Sidex-ul și Petromul și... Mă, privatizasem și ce privatizaseră alte întreprinderi decât ăla la care lucrasem eu, înțelegi? Dincolo de faptul că eu n-am privatizat nimic în viața mea, nici măcar pe mine, așa? Mă rog, era o campanie descrierată când era Radu Moraru profund băsist și o profund antibăsist și nu știu, habar n-am, l-a apăsat cineva pe buton. Nu, CTK a ținut-o ca Ivan cu Florin. Ce-ai câștigat și de procesul ăsta? Am câștigat, da, pe ăla a fost primul proces câștigat. Dar zi-mi și cum ți-au dat banii? Te-ai întâlnit cu ei, ți-au dat la zgârci? Nu, deci, nu că Moraru și acum e dator, dar s-au prescriu că știi că datorile fiscale s-au prescriu. Nu l-ai executat? De zile. Nu. Ba da, cu executorul deci l-am executat, da? 200 de milioane de lei vechi mi-a dat onorata instanță, 20 de mii cum ar fi acum. 20 de mii, da. I-am luat 5 mii, că atâta l-a prins executorul cu banii în cont. Din care, că știi că legea românească e foarte frumoasă, primul să-mi destulează executorul. Da. Da. După aia fraierul care are de luat. Da, da. Din care ăla și-a luat, nu știu, partea lui. Partea lui. Comisiune, da. Nu știu, vreo 15 milioane și-a luat el, înțelegi? Și eu am mai apucat vreo 35. Și după aia vreme de câți ani de zile a durat până când s-a prescris cu ordin de executare și cu hârtii de popriri pe toate băncile, pe nu știu ce, teoretic lui Radu Moraru nu i-a trecut niciun cont, niciun leu prin niciun cont pe care l-avea deschis în România, timp în care el a candidat de două ori, o dată la europarlamentare și o dată la președinția României și trebuia să pună și garanție de aia, că știi că depui o sumă că, pe care ți-o dă după aia înapoi stat. Interesant e de unde a pus-o, că acela stat român n-a reușit să-i găsească. Probabil că a depus-o cineva banii. I-a depus cineva banii. Trebuie să depui tu. Trebuie să-i depui tu. Să uite, i-a fi depus cash. Așa. Dumnezeu știe. Da, mie n-a avut să-mi dea. Și după aia a fost al doilea proces cu Sorina. Da, știi, e foarte interesant. Eu cu Sorina n-am vorbit deloc cât am fost la RTV. Și am fost contemporane o perioadă până când a luat-o capul și a plecat. Zis, bă, dacă asta își dorește femeia, e ok, putem să ne și ignorăm, nu e nicio problemă. Ne întâlneam pe hol, nu ne salutam. Înțelegi, era singurul care nu mă salutam. Ce a făcut tine? Nu știu, habar n-am nici. Da, n-ai întrebat-o? Ba, da, n-am. Insista foarte tare. Și s-a desfășurat procesul. L-am câștigat în ambele ture și când m-a sunat avocatul și mi-a zis, boierule, gata, l-am câștigat și pe ăsta, avocatul meu era Mihai Mustăciosu, care acum e avocatul Antenei 3, cu CNA-ul și în toate civilele. Curmea, eu l-am dus pe Mihai la Antena 3, de el a rămas acolo, eu am plecat. M-a sunat și a zis, dă-mi și mie, te rog, zice, păi stai că n-ai și motivarea, zice, îți dau mizeria aia, minuta, sau cum se cheamă aia, de comunică, să respinge apelul, da, da. Etc, așa. Și am luat-o, mi-a trimis-o pe mail și am postat-o pe Facebook, era în perioada în care Sorina Țicic era foarte cu statul de drept și cu supremația justiției. Rupea, sigur, da. Și am postat aia și am spus, gata, am și câștigat și cu Sorina, nu știu ce, zic, sper că spre deosebire de Radu Moraru, o să caut odată, că mi-a și zis, zice, bă, ce m-ai scos de minți cu postarea aia. Și am zis, sper că spre deosebire de Radu Moraru, Sorina Matei, care apreciază supremația justiției și triumful statului de drept, se va supune hotărârii judecătorești și nu trebuie să o cauți pe asta cu executorii seama. Erau 3.000 de lei la Sorina mai subțire. Deși Sorina mă apor că e mai rău decât mă apor că e Moraru dacă mă iei așa pe persoană fizică. Băi, și postez aia, bă, nu trece jumătate de ceas și îmi sună telefonul. Număr, nu-l aveam. Eu, de regulă, mai și răspund. Și la necunoscut. Și răspund. Și zice, bună, Sorina sunt. Și eu zic, care Sorina? Sorina Matei. Și, bună, Sorina. Era prima dată când noi ne auzeam pe telefon. Înțeleg? Și zice, dă-mi contul. Ce cont, fată? Contul tău. Și n-am pierdut procesul, trebuie să-ți dau bani. Stai, bă, că n-a ieșit motivarea. Eu am zis că poate nu fugi, dar n-a ieșit motivarea. Îmi dai contul sau nu îmi dai contul? Și bă, stai un pic, mă, îți dă alea la contabilitate, că zic că nu știam IBAN-ul, tu știi IBAN-ul pe din afară? Barna. Așa. Mă, îți dă alea la contabilitate, bă, eram cu Sorina în telefon. Și zic, bă, dați-mi și mie scris pe o foaie de hârtie IBAN-ul în care îmi plătiți voi salariul, să-i dau femeii să-mi plătească. Corect, frumos din partea. L-am dictat Sorinei,
După aia am și pozat și l-am trimis pe WhatsApp, că ăla cred a fost primul mesaj între noi, așa. Mă, trebuia să postez pe Facebook. Faza mișto. Trebuia să postez postat, pe Facebook, domnule, la jumătate de oră mi-a dat bani. Dar am postat toată povestea, bineînțeles. Am făcut update-uri. Am elegantă femeie. Așa și... La jumătate de ceas mi-a venit notificare că întâmplător aveam și conturi la aceeași bancă, înțelegi? Dar Sorina m-a sunat în bancă. Deci era în bancă de și m-a sunat și de contul. Bancă. Și a plătit. Mă rog, acum când și-a mai reevaluat și ea pozițiile și când tot am ajuns să și stăm de vorbă. Da, am văzut. Mai trâncănim. Mai trâncănim pe Facebook toți. Da. Și nu numai. Da, eu și stat de vorbă cu Sorina. Hai să spun și la telefon și Sorina... O să spun, dincolo de altele ale ei, este un ziarist foarte bun, și este foarte răzbătător. Și când îi se pune pata pe un subiect, sănătatea e cu bună. Noi am stat mult de vorbă în perioada aia. Jurnalist foarte bun. Cu cazul micuței Sorina, dinaintea Caracalului, cu adopția aia și tot. Da, cu adopția aia. Da, acolo am stat. Am făcut și schimb de informații. Domnule, e pericol, se duce până la celulă. E pitbull. E pitbull, exact. Ziarist excepțional. Din student ai făcut jurnalist la Meridiano. Acum când mă documentam, că nu știam chiar totul despre tine, deși suntem prieteni. Prin concurs. Bă, deci ai fost la Gugui, l-ai prins pe Gugui. Da. Păi noi am intrat în facultate învățând după culegerile lui Gugui. Tu nu după Gugui ai învățat la admitere? Și după Gugui. După aia bine, am învățat și după Oliviu German, prieten. După Oliviu German, devenit... așa este, așa e. Așa e. Păi de Gheba nu mai zic. Ai fost Ivanca la... Olivoto. Olivoto? Sigur că... Țiu. Da? Sigur că da. Gheba. Ai fost în 93 la Meridianu, ai fost în 95 la Curierul Național, apoi acolo, la Adevărul. Acolo, practic, a început. Apoi la Jurnalul Național, unde ai ajuns redactor șef. Da. După aia vorbe grele la antene și din 2013 la România... TV. Cam asta a fost, nu, în mare. Da, parcursul, în esență astea sunt bornele. Parcursul sunt bornele profesionale, să zic, activității mele. Plus două episoade de consilier de ministru, da? Ajungem. Unul de 3 ani, unul de 3 luni. Ajungem și acolo. De fapt, sau de 2 luni, de 3 luni, parcă, da. Te-ai definit? La un moment dat, după ce erai bine înșurubat în presă, te-ai definit a fi arogant și genial. Ăsta este personajul pe care ți l-ai construit tu? Cine te-ai inspirat? Da, mă rog, am spus-o la un moment dat, pur și simplu la mișto, și mulți au luat-o în serios, înțelegi? Ori mă înjurau, ori mă... Reacționau cumva. Și m-am distrat, și că a fost la fel cum a prins și tonomatul lui Băsescu, știi că... Ajungem. S-a întors împotriva. Ajungem. Da, nu, deci asta... Exact cum s-a întors și aia cu Antena 3 aici. Da. Deci da, era fost păi am și cu semnătura la mail-ul de la Gmail, că dacă îți trimit un mail sau îți dau un link, nu știu ce, o să vezi că semnătura e, știu că sunt arogant și genial, dar îmi place să-mi spună și alții. L-am setat atunci, nu l-am schimbat de atunci. Deci n-a fost o chestie premeditată. Nici măcar, nu, un personaj. Nu, nici măcar, nu m-am străduit. Dar mi-a ieșit, înțelegi? Fără să vreau, involuntar. Da. Și, într-un fel, ți se și potrivește, pentru că ai o înșalanță care poate să treacă și drept aroganță. Da, consider că... Bun, eu oricum consider că dacă ești sigur pe valoarea ta, trebuie să fii tâmpit, să fii modest, înțelegi? Adică asta oricum o consider dincolo de personal. Da, o siguranță de sine, de nu știu ce. Bine să-și construiesc om. Ce știu, ce nu știu, discuții. Unde știu, nu mă dau modest. Că nu. Modestia mor de foame. Sărim de la una la alta și o să te întreb, ai realizat niște cifre de audiență absolut spectaculoase cu cazul Caracal-Dincă. Cu alea în consfinții, dacă vrei. Audiențele spectaculoase au început înainte de cazul. Da, acum ai rupt. Au început cu micuța Sorina. Cam ăla e momentul. Acum ai rupt. Mi-ai trimis mie. Păi, acum ai rupt. O consideră fi o mare reușită profesională sau un compromis de succes? Nu, este o reușită profesională, în primul rând, a unui proiect în care foarte puțini au crezut. La un moment dat, mă rog, nu-ți mai dau din bucătăria internă, s-a petrecut o ședință. Eram destul de instabil pe prime time. Mai făceam eu la oră, mai făcea Crețula, scă la oră, mai făcea, era așa o... Și mă rog, în urma unei ședințe extrem de tensionate... Stai un pic, iartă-mă că te întrerup. Emisiunile tale nu au fost
în mod regulat. Ba luni, da, da, erau alți miercuri, joi, de la am făcut de la cât, de la 9 la de la 9, 11, da. Când am semnat de la 9, dar după aia am avut perioade în care făceam de la 9 la 10, după aia am avut perioade în care am făcut de la 10 la 11, după aia am făcut și de la 8 la 9, deci a, deci nu era în funcție era de subiecte, altele au fost motivele. Nu, eu am crezut că întotdeauna era de aia era filozofia apostolului la momentul respectiv, cu care eu n-am fost de acord, ne-am certat mult pe tema asta, în fine. Ce, tu erai cu adeptul orarului regulat? Da. Bun, în fine, te-am întrerupt. În fine, și s-a petrecut ședința aia care a durat niște ore cu, mă rog, toți aia din prime time, cu administrația postului, să zic așa, și pe partea redacțională și pe partea aia, nu știu ce. Și s-a bătut în cuie o echipă, să zicem, și un orar fix de luni până joi de la... Uh-huh. Asta a început cu ianuarie trecut. Adică exact cu deci cazul... fix acum un an. Cazul Sorina, nu? Nu, nu zic, primul caz, pe... primul da, caz spectaculos. Practic, stabilizarea emisiei pe post a fost cu ianuarie 2019. Acum suntem în februarie 2020. Și în momentul ăla am început să tragem foarte tare la ideea asta și ne-am apucat... Mă, nu când înainte am făcut-o neserios, înțelegi? Dar a devenit pur și simplu ca un soi de proiect, înțelegi? Hai, mă, îl facem. Colegii mei, care și fără să desconsider pe nimeni din partea concurenței, în foarte multe locuri deja băteau antena, înțelegi? La mine era cel mai greu din motive de Gâdea, pentru că Gâdea este un adversar redutabil și în zilele noastre, când îl bat mult mai des decât mă bate el, înțelegi? Uh-huh. Are și o întreagă industrie în spate, directorul postului, mă rog, își permite multe lucruri pe care nu mi-e pot permite, din vari motive. Nu mai vorbesc de dotări, de bugete și așa mai departe, da? Bun, și are și o ideea... carismă specială. Evident, da, da. Nu, deci Mihai este un adversar foarte redutabil. El și este foarte redutabil și el în contextul, hai să spunem, uriașii logistici din spatele lui. Și a zis, frate, dacă suntem mieși, îl batem și pe Gâde. Că restul nu mai era neapărat o performanță. Se întâmpla cu alte sloturi orare. Și la un moment dat s-a întâmplat și asta. Și s-a întâmplat o lună, s-a întâmplat două luni, s-a întâmplat trei luni. Uite că s-au făcut vreo 8. Până acum te întreb, consecutiv. Dacă poți să-mi răspunzi pe bune, bine, dacă nu te înțeleg. Tu te-ai simțit bine tocând cazul ăsta, seară de seară, seară de seară, seară de seară, cât jumătate an? O să râs, dar da, spre exemplu, pentru că am văzut cât de bine. În primul rând am văzut reacția în public, Mirele. În publicul ăsta simplu, nu mă refer la publicul, hai să spunem la măsura la televizor care îmi dă mie, că am făcut 3,7 sau 4,3 rating. Nu, prietene, îi am pe băieții mei de la Non-Stop, îi am pe aia de la Carrefour, nu la Carrefour, de la Mega Image, de la Lidl, de la, cu care mă întâlnesc și cu care... Și cu care stai de vorbă, da, trâncănești. Da. Băi, lumea este taximetriști cu care umblu în fiecare zi. Ce au înțeles, Victor? Deci lumea este, este realmente, sau cel puțin a fost o bună perioadă, realmente prinsă de cazul ăsta. Bă, deci oamenii erau... Nu le-ați găsit pe fete, nu le știți ceva de el, le-a omorât, nu le-a omorât, le-a vândut, nu le-a vândut. Dom'le, erau îngrijorați deci, sau erau excitați? Nu, erau îngrijorați. Foarte interesant ce-mi spune. Pentru că deci era chestia asta, băi, gândește-te că cazul ăsta a avut de toate, că de asta a prins. Deci este o telenovelă, dar mă rog, e forțat telenovelă, care să spun, telenovelele sunt la mai loazir, așa. Deci a avut așa, în primul rând a avut copile, că amândoi erau copile. Da, mă, da, spectatorii sunt părinți. Tot poporul are copii, are nepoți, are nu știu ce, da? Da. Erau fete, a avut sex, a avut bătaie, a avut omor, a avut bani. Fractori, miliție. Bă, deci tot, deci toate ingredientele necesare s-au întâmplat în cazul ăsta. În momentul în care, deci pe mine nu mă mai oprea lumea așa pe stradă, bă, nu, mă salutam, în fine. Dar să mă oprească să mă întrebe după vremea când mă smardoiam cu Băsescu peste gard, știi, ca demenții. Deci eu două momente în viață am avut când lumea simțea nevoia să, mă rog, să spună ceva, să se întrebe. Spună, da, sau se întrebe să, momentul de maximă amploare al înjuratului cu Băsescu și momentul Caraca. Pe de altă parte, cinic vorbind, când am văzut cât de bine să fac cifrele și când am văzut când schimbai registru, băi, cu toată dragoste, mă scade... Se ducea în... Acum... Se ducea în jos, da. Da, o foarte lungă perioadă. Bă, dacă făceam o zi politic,
Moțeam cu două puncte de audiență. Și se duceau pe, se duceau, se duceau pe posturile unde era exact subiectul. Iar la noi a prins foarte bine și e păcat de la Dumnezeu. Personajele sunt foarte obișnuite cu noi. Bă, gândește-te că eu totuși am reușit performanța ca să am în același timp, în același studio, să îi am pe, pe Tonel și pe avocatul Dincă, care altfel se înjurau și să detestau și să... Bun, au arătat-o și în direct, nu e nicio problemă. Dar oamenii au stat două ore, unul față în față cu celălalt. Înțelegi? Timp în care l-aveam și pe avocatul lui Cumpănașul pe telefon sau nu, dacă nu cumva era și avocatul lui Cumpănașul acolo. Înțelegi? Deci oamenii s-au lămurit că aici e loc, înțelegi? Și da, că aici e bine. Pentru ceea ce au ei de trebuie. Evident, fiecare are interesul lui, normal. Și și-au slujit interesul. Iar chestia asta a prins bine pentru că a venit pe un fond de, hai să spun, poziționare redacțională a postului nostru, care când a început, după cum bine știa, a început de la nimic, rupându-se o bucată din realitatea și neavând nimic, așa. Și cum a crescut postul ăsta? Bă, mi-a luat 4 ani. Eu sunt de 7 în postul ăsta. Mi-a luat 4 ani să mă obișnuiesc cu filozofia postului. Nicăieri nu mi s-a întâmplat așa. Băi, nu puteam să mă obișnuiesc, înțelegi? Cum au mers ei la începuturi? Da? Pe nișe. Cum s-au ridicat? S-au ridicat pe nișe. Că toată lumea înjura, zice, bă, ați preluat personajele OTV-ului. Că sunt o grămadă. Așa. Păi da, dar OTV-ul se desfințase și era o nișă și cu niște personaje impuse în opinia publică. Eu pe vremea aia nu eram, dar nu contează. Și cu un public, domne. Și cu un public. Evident, tu când pleci de la zero, cum au plecat colegii mei, păi ei au luat niște personaje și un public. Sigur că da. Și după aia au mers pe chestiile nișate, da? Nea Gigi, Ceaușescu, că s-a trăit în Ceaușescu ani de zile, până să vin eu acolo, da? Nea Gigi, ce au mai făcut? Zona asta, hai să spun, mai tabloid bulevardier. După aia asta a început să se îmbine și cu specificul postului de știri, da? Și pe politic și nu știu ce, și îmbinare, bă, mie m-a luat, bă, dar în momentul în care am reușit să mă obișnuiesc cu filozofia, nu mă mai scoate nimeni de pășine, înțelegi? Sunt ca... Spuneai de un alt... Drezina aia, știi? Spuneai de un alt moment când lumea simțea nevoia să vorbească cu tine, în momentul Băsescu. Mai ești tonomat? Că de aici a început totul. Ești tonomat, bagi o fisă și vorbești. Ce l-a apucat? Bă, ce vroia? Ce l-a apucat? A fost un moment, deci, absolut psihotic. De la ce v-ați luat? Eu trăgeam tot timpul și eram... Nu mă, stai că e ziarist, adică stai un pic. Mulți eu trăgeau. El erau... Deci, dacă spun cum a pornit momentul ăla, deci a fost absolut fabulos. Eu eram și la jurnalul, aveam emisiunea la Antena 2, și în fiecare seară, după aia mă duceam la Gâdea, că eu eram ca nebun. I-a invitat permanent. Plecam din Romexpo Dacia de lângă voi și mă duceam în Băneasa. Cu o zi înainte, povestea s-a petrecut într-o zi de vineri, și am să spun de ce, că n-avea Gâdea emisiune, că avea Dana Grecu. Cu o zi înainte, Bădin, Andrei Bădin, care era colaborator la noi la momentul respectiv, trimite un material la jurnalul cu faimosul credit al lui frațul lui Băsescu, ăla de la Banca Agricolă, pe care după aia și l-au băgat la VAB când a fost, și cu fabrica de înghețată. Și cu Băsescu care urla, nu știu, burla ipocrit la unii că nu-și plătesc datoriile, în timp ce el își menerește. O poveste de altfel destul de veche, da. Era redescopată de Bădin într-un context. Adică nu știu ce zisese, că nu știu, nenorociții care nu-și plătesc datoriile. Și era din ciclu, tu vorbești, mă, ia daci. Și era și cu hârtiile și cu tot. Bă, repet, nici măcar nu era subiectul meu. Nu era, eu eram, pe vremea era, cred că era redactor șef, nu era redactor șef la jurnal. Și el nu era dezvăluire penală, era mai mult una jenantă. El am publicat, nu știu ce, și seara la Gâdea, am dezbătut frumosul subiect cu... Hai. Nici măcar, cum să spun. Adică nici măcar l-am înjurat cu vreun entuziasm mai nici mare, de, bucurat, mai mare decât cel obișnuit, înțelegi? Că nu, adică nu era ca și cum dacă dădea Bădin ceva nou care să mă... Nu știu o, da, ce, o bombă. La extaz, eu dădeam în toate pozițiile. Dar atunci eu dădeam pur și simplu, din inerție. Trece momentul și a doua zi, sfânta zi de vine. Nea Trăian la Bruxelles. Eu
Gâdea n-avea emisie, Dana Grecu făcea mai devreme atunci, făcea după amiază, pe la 15, nu știu, când era cu Radu Tudor. Și ăștia mă mai prindeau când nu eram la Gâdea, mai trăgeau de mine să mai vin. Trăgea Dana, trăgea Gabi Firea, Gabi avea de la 8, în fine, în zilele în care nu eram la Gâdea. Și mă sună Dana, dacă nu vreau să vin la ea. Pa, da. Am terminat munca la împărăție, m-am dus la Dana, atunci eram, aveam birourile aproape. Am prestat și am plecat spre casă, mă, ca oamenii. Deci fără nicio treabă. Și a sunat el, a sunat Băsescu. Nu că a sunat Băsescu, Băsescu s-a întors de la Bruxelles. Așa? Timpul în care, repet, eu eram în taxi, deci nu aveam nicio legătură cu poveste. Și a anunțat că face declarații la salonul oficial, la Otopeni, cum făcea el și cum făcea, fac ăștia, în general, când se întorc, să anunțe triumfurile, ce sarcini au mai dat ăia. Și Băsescu s-a pus la aia și a început să toarne cu tonomatele, cu euro și că nu știu, băi, mi-a luat telefonul foc, era și o aglomerație infernală în trafic, mă suna și nevastă-mea că a intrat în casă și a dat. Băi, eu nu puteam, deci mi se blocase telefonul, nu pricepeam ce se întâmplă și caut eu în poveste. Ai fost ca la Revoluție. Da. Da. Și striga unii a fugit deci, captorul. Cel mai mare coșmar a fost până am ajuns de la... Stăteam în... Și, unde locuiesc eu? Și au fost ultimele, hai să spun, două, trei stații de autobuz așa măsurată, așa, în care am în taxi, băi, și era totul full și o turbam că nu văd ce... Și ăla continua și când mai dea nevastă, bă, ăsta continuă. Bă, și intru în fine în casă, televizor deschis în fragerie, toate posturile intraseră în breaking news, blestemul Băsescu cu tonomatele cu euro și nu știu ce. Reușesc să deblochez mizeria aia de telefon și... Păi erau aia de la antenă, bă, intră în direct cu o reacție. Era Alina Petrescu, țin minte așa. Am intrat la Alin, da, am spus, porcăi. Ce ai spus? Nu mai știu. Porcăi până la în fine, și după aia, eu eram într-o perioadă în care nu eram în Marta Andrețuri cu Gabi Firea, că noi am avut suișuri și coborâșuri. În perioada aia nu eram în Amoruri. Și eram acasă. Mă sunau și aia de la Realitatea. Intră frate, stați bă, întâi la ai mei, că... Intru și la voi. Era Dumitrescu la Realitate. Și, pă, mă rog, o foarte scurtă perioadă de acalmie, timp în care am putut să răspund, mă sună Nea Dan Constantin de la Jurnalul și zice, bă, unde ești? Ca acasă, bre, nu mai pot, nu mai prididesc. Zice, suite într-un taxi și vină la antenă. Zic, vin să fac ce, bre, că abia mă întorsei de la antenă. Am nimerit prost orarul, că mă putea prinde în direct. Ce-au avut ediție specială? Și zic că Gâdea nu e. Zic, ce să fac? Și zice, vii la fire. Zic, băi, zic, am o mică problemă. Zic, n-ai nicio problemă. Te sui în taxi și vii. Știe și Oancea, știe toată lumea. Vii tu cu Bădin. Că eram... L-a băgat și pe Bădin, l-a înjurat. Că pe mine m-a înjurat mai rău decât pe Bădin. Înțelegi care a făcut? Bă, mă sui, na... Vorbesc cu Dumitrescu, zic, băi, intru la tine, zic, sunt în taxi. Mă ții cât vrei. Era... Dumitrescu l-avea pe Chiriac invitat, țin minte așa. Și am intrat și cât tot drumul cât am mers din Rahova până în Băneasa, aproape am vorbit la Dumitrescu în direct. M-am dat jos din taxi, am și spus la ăștia, bă, nu cred că ajung la timp, că în Rahova până la antenă, vineri seara, nu e... Și nu era traficul de azi. Și zic, bă, și ce nicio problemă, intri când ajungi. Ok. Și? Ca să vezi, știi că există un Dumnezeu. Ajung. Îmi las paltonul în cuier la antenă, cum era sediul la vechi de la antenă din Băneasa. Și mă uit pe cine avea Gabi invitații. Pe Pandele, care ulterior a devenit bărbat, și pe Chiliman. Deci erau invitații lui Gabi, înțelegi? Și în momentul în care am intrat, m-a așteptat și grasola de Bădin, că și-a ajunsese cu vreo minut înaintea mea, au anunțat-o ăștia, vezi că ți-au venit clienții, nu știu ce, și bănesc că le spusese Gabi la ăștia, bă... I-a trimis acasă, pe aia. Așa, băi, când vin ăștia, da. E iure și e scandal, duceți-vă și voi. Și au ieșit, ca la hockey am făcut, a ieșit o linie, a intrat aia la altă, aproape în direct.
S-au ridicat Pandele și cu Chiliman, am intrat noi doi, că țin minte și acum, îmi da noroc amândoi, și ești Pandele, zice, baftă frățioare, zic, da, am nevoie. Și m-am suit pe scaun și dai omor cu Băsescu. Asta ce relații, a fost faimosul. Ce relații ești acum? Te-ai împăcat, nu? Mult că l-ai avut invitat. Da, l-am avut. Spune și mie o chestie, te rog. Băi, eu i-am spus și lui când a venit prima oară. El a fost foarte încântat după primul interviu pe care l-am făcut. Și i-am spus, a fost și Brenea Trer. Zic, dincolo de, evident, ruperea în bucăți cu trustul și tot, și era și politică de trust. Și ca să fiu foarte sincer, te detestam cu sinceritate. Da. Adică nu, da, nu te plezneam că nu te iubea Voiculescu, ba, dimpotrivă. Pe vremea când te plezneam eu, Voiculescu încă te iubea și foarte mulți din antene erau băsiști. Că dacă o luăm și facem istoria antibăsismului, hai să ne înțelegem foarte bine. Tu ai fost primul. În trustul intact a început cu Badea și cu Ciutacu. Antibăsism. Da, da, da. După aia s-a... Dar zi, frate, nu mai mă fierbe. Așa. Zi cu... Da, și i-am zis, bre, te-am invitat o grămadă de ori. Zic, ar fi putut fi o cu totul și cu totul altă evoluție a lucrurilor dacă acceptai odată. Pentru că, după cum ai văzut... L-ai tratat corect. După cum ai văzut, nu m-am schimbat ca abordare față de Matale în raport cu oricare dintre liderii politici ai acestei țări. La fel m-aș fi comportat cu tine și dacă era antenă. Cu Ristu, dar mă înjura toți antibăsiștii făcuți la apelul bocancilor. Eu l-am văzut în coace când ai... Foarte corect l-ai tratat. Niciodată nu ai adus aminte de nimeni plăcut. Niciodată. Foarte corect l-ai tratat. Și uite, spre exemplu, și nu știu, poate dau din casă și n-ar fi frumos să o fac, dar uite, mi-o asum pe asta. În campania electorală m-am mirat foarte tare că la un moment dat, știi, că erau ei pe... Aveau bugetele pe care le aveau, mă interesează puțin spre deloc partea financiară, că n-am fost implicat nicăieri unde am lucrat în povestea asta. Însă erau aia, candidații la președinție, care simțeau nevoia să... Și la un moment dat zice, bă, ce vezi că vrea paleologul la tine. Zic, poftim? Eu altfel, ne vorbim foarte frumos despre paleologul de-a lungul istoriei. Zic, de ăsta nebunii sau care e ideea? Zic, evident, vine candidat la președinție, nu mă apuc să-l calc în picioare, că nu ăsta e scopul, nu? Vreau și să văd ce lupul venea pe prietenii. Păi da. Și zic, bă, dacă vrea omul, care e problema? Să vină, nu? N-am nicio apăsare. A venit paleologul, până la urmă a venit de 3 ori în campanie la mine. A venit, am prestat, nu știu, și la sfârșit am mai stat împreună, dă vorbă la o țigară. Și divers, bă, bârfa de asta mică de hol, după cum știi și tu. Și înainte să plece, mi-a zis, domnule, știi cine m-a sfătuit să vin la tine? Băsescu. Zic, habar n-am. Zice, Băsescu. Da. Și am început să râd. Și zice, mi-a zis că o să mă tratezi super profi. Da, da, da. Că dincolo de resentimente și de nu știu ce să faci treabă. Și l-am întrebat, bre, și acum dacă tot s-a terminat. E ok? Zice, mai vreau, zice, mă mai primi. Victor, o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. Repet, la fel l-aș fi tratat și pe Băsescu. O întrebare pe care o adresez și o să o adresez tuturor invitaților pe care i-am. Duminica viitoare sunt alegeri pentru funcția de președinte al României. Și candidează Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Pe cine votezi? Ion Iliescu. De ce? Pentru că este cel mai om politic din istoria recentă. Cel mai om politic. Da. Și pentru că, dincolo de... reminiscențele lui comuniste pe care n-ai cum să-i le scoți, că până la urmă e crescut în sistemul ăsta și e un soldat al... și un om care chiar a crezut, sincer, în povestea asta. Ion Iliescu este un om care a făcut niște gesturi istorice. Ion Iliescu va rămâne în cărțile de istorie, spre deosebire de mulți alți politicieni care și-au dat importanță. Și va rămâne și cu bunele și cu relele. Hai să fim serioși, noi... La 30 de ani de când s-a înscăunat Iliescu, încă mai avem niște probleme existențiale. Sigur, de fiecare dată în campaniile electorale și răscolind durerea unor oameni, pe mineria dă și pe Revoluție. Da? De două ori, pan. Exact. Da? Exact. Mai vorbim despre orice altceva istoria oricărui al președinte al României? Nu, nimic. Iar Iliescu, hai să fim serioși. Iliescu, iar eu, mulți spun că e exagerată. Eu cred că și datorită lui Iliescu, România nu s-a rupt în bucăți la începutul anului. Tu crezi în scenariul ăsta? Da. Victor, de foarte multe ori mi-ai spus mie și colegilor mei mai bătrâni, care am lucrat cu Ion Cristoiu de la începutul anului 90, ne-ai spus că
ne admiri și că îl invidiez pe un Ion Cristoiu, care niște oameni care au învățat meserie big time de, pe Cristoiu, care au învățat meserie de el și care nu îl înjură. Ba mai mult, voi aveți sau aia pe care știu eu dintre da, voi. Ăștia, Dan, Simona, așa, ăștia. Da. Bă, voi aveți un cult pentru Cristoiu. Mie mi se pare o super realizare din partea lui. Așa bun, e. Că voi aveți caracter, e ok, dar mi se pare... Dar și el a generat o anumită reacție. Dacă el nu genera chestia asta, sigur, dacă el era o jigodie cu cine voi... a fost Victor Ion Cristoiu al tău? Bă, Ion Cristoiu al meu putea fi Ion Cristoiu. Abia acum vă spun. Puteam să fim colegi. Dar mi-a dat o țeapă. Am fost coleg de-al vostru și un vecin de-al meu. Cine? Bogdan Ionescu. Aha. Bogdan a fost... vecinul meu de cartier, colegul meu de liceu cu 2 ani mai mare decât din mine. Din Sinaia, Bogdan. Da, și da, fratisul da, Vlad, da, colegul da, meu de liceu cu 3 ani mai mic decât mine. Dar totuși, pe Bogdan era tău, la evenimentul pe zilei. Pe traseul tău profesional, cine ți-a fost un mentor? Nu cine ți-ar fi putut fi. E clar că tu ai... Lasă-mă să închid episodul ăsta, că e foarte scurt. Eu îmi doream și eram disperat să presă. Și să făcuse evenimentul zilei, să nu știu. Și într-un Bogdan era deja dregător la voi, era redactor da, și da, a ajuns da, ce da, păcate era pe ediția de... Și extrem, eram în vacanța de vară și disperat am dat de Bogdan prin părinții lui, care se răcurește cu părinții mei, în fine. Și am vorbit cu el și am zis, bă, vreau și eu să vin la voi, să arăt ce pot, să dau o probă, să dau un concurs, să nu știu ce. Gata, mă, fă-ți bagajele și te sun la începutul săptămânii viitoare sau mă caut și spun când vii, când nu știu ce, când nu știu. Am aranjat cu niște prieteni de familie să stau la ei în București pe perioada vacanței alea. E, cum m-ai mai sunat tu să dai un șpriț ieri dimineața? Așa m-a mai sunat Bogdan 100 de ani și nici n-am mai dat de el. Uite, de-aia n-am înclin să cred că dacă veneam să dau concurs la evenimentul zilei, luam. Fără sau o probă. Fluierând. Așa. Fluierând. Eu am avut mai multe persoane decisive în... N-am avut unul, cum ați avut voi. Și am avut în diverse etape ale vieții. În primul rând, decisiv a fost Valentin Păunescu, Dumnezeu să-l odihnească, în 95, când m-am dus la Valentin, tot așa, un prieten de familie, îl cunoștea și lucra la externe, la Curierul Național. Și eu vreau să terminam facultatea, de fapt, eram în anul 5, mai aveam proiectul de diplomă. Și bă, vreau și eu să... Așa. Și m-am dus la Valentin și am spus, bre, eu știu sport, că eu aia făcut. Știam că și el a fost iarist de sport și nu știu, și m-am gândit, gata, l-am spart la nas pe bătrân, o să-i placă de mine că eu cu fotbalul și cu astea. Și Valentin se uită la mine și zice, politic sau economic? Băi, nu știu niciuna nici altă zi, politicieni știu vreo 10 de la televizor, dar dacă mă iei repede, nu știu exact care de unde e. Și economie, habar n-am. Și Valentin zice, dacă mă întrebi pe mine, zice, economic, cu e viitorul, zice, da, ok, încerci la politic? Ok. Până la sfârșitul lunii, dacă îl sună pe Ralu Filip, care era șef la politic, mă preia Ralu. Cert este că proba mea a durat o săptămână jumate, maxim două, și m-au trimis la Congresul Partidului Alianței Civice. Era cu Manolescu, cu Radov, la Alba Iulia. Am fost cu Mircea Marian în delegație atunci. Și s-a dus Ralu și a spus lui Valentin, acum îl angajezi pe loc, că dacă nu, pierdem bunătate de om. Ulterior, Ralu a fost unul dintre oamenii extrem de importanți pentru mine. Mi-a fost șef direct, ulterior, când Ralu a fost promovat tocmai pentru că pierduse Iliescu alegerile și Ralu trebuia să nu mai conducă politicul de la Curierul Național al fraților Păunescu. În nou regim democratic, Constantinescu, Ralu a fost făcut redactor șef adjunct, dar pe eveniment, nu pe politică. Și eu am devenit la 27 de ani cel mai tânăr șef de secție la politică. Eram ultimul angajat. Și am ajuns șeful lui niște oameni care aveau mulți ani de presă. Am învățat foarte multe de la Ralu și am avut o relație foarte bună cu Ralu și, ironia sorții, după aia ajunsese el președinte la CNA. Eu aveam emisiune. Să știi că Ralu era infinit mai echilibrat decât demenții ăștia. Da. Și Ralu avea și editorial la Jurnalul Național. Da, lunea da, sau da, 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 mi-amintesc. Și la un moment dat a zis Ralu
că e campanie electorală, o, și o să-l înjure ăștia, că el era susținut de PSD la CNA atunci. Așa, și că pe perioada campaniei electorale nu scrie editoriale. Și m-a rugat pe mine, să scriu eu cât scriu, nu scrie era. Deci, o să ne mai întoarcem un pic, că vreau să te mai întreb și ceva. Și CTP-ul a fost decisiv. Asta vreau să ne... Eu l-am admirat foarte mult. Relațiile între tine și el au fost bune, au fost proaste, n-am înțeles niciodată. Băi, eu eram un soi de urmașul lui CTP la adevăr. Eram copilul favorit, eram copilul de sub. Eram nou CTP, micul scelerat, talentat, care îl urmează pe marele scelerat talent. Încoace, Cristi mă promova. I-ai tras câteva, câteva bombe în cap. Pentru că... De ce? Nu are caracter. De ce? Pentru că nu are caracter, este laș. Și în momentul în care eu am plecat de la adevărul, s-a comportat exact ca un gen. Stai, a fost laș cu tine sau e laș în general? Nu mă interesează lașitățile. A fost laș cu tine? Da. În ce sens? Adică ce a făcut? Adică după ce... Stai, eu nu vreau să te încaier cu nimeni. Dacă ai chef să povestești. Eu mă încaier singur cu CDP, nu am nevoie de stimulente. Adică după ce... Eram și șef la economic, la adevăr, o perioadă. Pus cu mâna de CTP, că am scris și economic o bună perioadă de vreme. După ce eram copilul favorit care scria, băi, eu am fost cam primul sau poate maxim al doilea dintre aia tineri care a intrat în spațiul ăla sacru de editorial al adevărului, unde nu scriau decât cu zile fixe Tinu, Popescu, Lelia, Ursul, Chiriac și așa. Eu am spart geamul acolo. Da? După ce mie mi se mărise salariul 3 luni consecutive, dar aveam cel mai mare salariu din redacție. L-aveam mai mult decât aveau șefii de secție, înțelegi? În a patra lună, când m-am întors de Paște, m-au chemat. Stai mă, și ce ți-a făcut? Păi m-a chemat unul de la persoana să-mi spună că s-a restructurat societatea și mi s-a desfințat postul. De ce? Ce explicație? Păi, uite, tocmai pentru că n-a reușit să găsesc un răspuns la întrebarea de ce, nici de la tine, nici de la Popescu. Să scape de tine sau le-a spus cineva să te dea afară? Că n-as flerai. Nea Viorel Hrebenciuc nu recunoaște nici asta. Am înțeles, e limpede. Da. Zice că nu-și mai amintește momentul, dar cu siguranță n-a fost implicat. Dar cert este că la trei zile după ce au făcut ce li s-a întâmplat drama, pentru mine a fost o dramă. Scrisese ceva de... Nu scrisese nici... Tot ce scrisese, de plin acord cu el, dar se schimbase modificarea și erau niște domni care... Simțea nevoia să cotizeze la prosperitatea societății comerciale adevărul S.A. Da, și încurcam. Cert este că după trei zile, după trei zile în care am stat beat continuu, că în principiu am zis ce mi se întâmplă, am primit telefonul de la Ovidiu Mușetescu, absolut întâmplător, căsătorit cu Dorina Mihăilescu, omul lui Viorel Hrebenciuc, care mi-a făcut oferta de a mă duce în consiliere de ministru. Cristian Dor Popescu, care l-a descris pe Viorel Hrebenciuc ca fi șobolanul Rozaliu, greșesc? Da. Te-a dat pe tine afară că era supărat... Nu Popescu, Consiliul de Administrație a restructurat societatea. Deci m-a dat un organism colectiv. Am înțeles, da. Dacă apreciez ceva la momentul respectiv, era cel mai tânăr în Consiliul de Administrație, tocmai promovaseră pe Răzvan Mitroi în Consiliul de Administrație. Mitroi a fost singurul care s-a abținut. Înțelegi? Și eu am și spus, bă, orice s-ar întâmpla pe planeta Pământ vreodată în viață, măcar pentru chestia asta... Ce chestie, nu știu. Deci, și pentru atitudinea și mai ales pentru lipsa de atitudinea lui Cristi din momentul ăla, eu nu o să lerg că toi trei. Da. Spune-mi, te rog, cine... Deci m-am împăcat cu Sorina Matei, dar te asigur că cu CTP-ul, cu siguranță nu. Traian Băsescu a povestit și a circulat înregistrarea, voi cred că ați dat-o, dar nu asta este important, când la România TV, într-o pauză sau pe un hol, a povestit cum a fost cu condamnarea lui Dan Voiculescu. Că a venit Camelia Bogdan, că i-a spus... Dar nu pe hol a spus-o, a spus-o la cărciumă, la diplomat. Deci nu pe hol. Cui a spus-o? Ție sau lui Ghiță? Nu, eu nu. Eu n-am ieșit în viața mea cu Băsescu la cărciu. Eu am crezut că singură... spus-o pe hol nu, la România. Nu. Iar eu nu înregistrez niciodată lumea până vreau. Deci, nu pe hol, cu la valiera la... Nu. Nu, dar Băsescu însuși a recunoscut că era... Că modificaseră ăștia vocea interlocutorului, înțelegi, că la alea cu martorii. Măi, apare a fi protejat. Vocea lui Ciutacu și sau o lughiță. Da, și semăna cu a mea. Da.
Da, nu mă pot pronunța, dar în privința mea pot să spun cu siguranță că nu. Și a și spus-o Băsescu. Frate, nu eram cu omul. Aici și până la momentul respectiv, deci, repet, știu și unde s-a petrecut. În povestea asta eu nu pot să pun baze pe ce a spus Băsescu, pentru că el a zis, nu, domnule, că și eu m-am lăudat ce l-a scăpat pe gură o chestie de gravitate și te din comun. Și atunci nu mai poți să mai crezi nimic din ceea ce spune deci, despre la momentul respectiv, eu nu băusem cu Băsescu niciodată un pahar de ceva. Numai pe hol. Vorbesc păi de pe nu, hol. Eu spun că înregistrarea s-a petrecut la o cârciumă din București. Am înțeles. Și știi? Și ulterior cui i-a relatat? Da. Cui? Deci Ghiță nu recunoaște. Nici de Andronic nu recunosc. Nici de Ghiță, nici de Andronic. Nici de doar Andronic. Am înțeles. Nu știu dacă erau doar ei trei la masă. Nu știu dacă erau doar ei trei la masă. Așa, da. În fine, dar și nu mă interesează, repet. Mă interesează pe mine. Nu, pe mine nu mă interesează nici măcar cine a făcut înregistrarea respectivă. Și dacă Băsescu a spus ceea ce a spus. Și Băsescu a spus ceea ce a spus. Da, e senzațională. Spre exemplu, eu nu l-aș fi înregistrat, ți-am spus, dând motivele pe care ți-am spus, n-am înregistrat în viața mea pe nimeni pe nașpa. Da, am înțeles. Și n-am dat bani pe subiecte și n-am înregistrat pe nimeni pe nașpa. Am și eu micile mele defecte. Am înțeles. După plecarea lui Ghiță din țară, România TV a transmis o serie de casete care au zguduit. Fix la mine în emisiune. Șandrama. Au dus, nu mai povestesc la ce au dus, la demitarea. Acolo a rămas col de afară slujba. Da. Spre și exemplu. De acolo a început și sfârșitul. Căve și multe au început de acolo. Le lăsase în țară sau le-a trimis Ghiță din Serbia? Bă, dacă mă întrebi acum, retrospectiv, ce e foarte interesant, și încep cu o mică paranteză. La momentul respectiv, deci toate se difuzau la mine în emisiune, am încercat să stau cât mai departe de, hai să spun, de sursa primară, în sensul de, dar nu știi pur și simplu de unde vin. Înțelegi? Și cât a durat toată povestea asta, m-a interesat. Asta am declarat și înscris la procuratură. Ajungem mă și acolo. Nu m-a interesat. Dar povestea acum s-a terminat. Deci poți să spui. Le lăsase. De pentru că, Victor, de ce te întreb chestia asta? Dom'le, dacă le lăsase, înseamnă că omul și-a făcut niște calcule de-a dreptul geniale. Dacă le-a trimis, dom'le, le-a trimis, a văzut care este dezvoltarea în țară după plecarea lui și le-a trimis. Bănuiala mea este că omul le-a înregistrat din timp. Da, acum, tu n-ai venit aici să-mi satisfaci mie bănuiei. Sebi e un tip prea deștept ca să facă ceva pe picior. E un tip foarte deștept, într-adevăr. Știu, nu face nimic pe picior. E iute și la mânie. Deci și tu ești de părere că el le-a pregătit din eu timp. Eu sunt de părere că toată povestea a fost pregătită și că și calculată. Și că exact în modul în care și-a pregătit și dispariția fizică din țară și-a pregătit și dispariția mediatică, să spun, și ulterior. Deci, mai repet încă o dată cum am făcut-o și la procuratură în scris. Frate, era circul după lume. Numai o clipă. Era circul după lume, deci veneam. Numai o clipă, ai fost anchetat. Stai, că oamenii nu știu de ce ai fost anchetat. Am dat declarații de martor. Ai dat declarații de martor. Eu și încă 39 de corești de ai mei la România TV. Care era acuzație? Care era obiectul cercetării? Cu asta am început. Care era infracțiunea? Doamna procuror. Așa. Tu ne spune și nouă cu ce ocazie, adică. Okay. Care e articolul din codul penal? Și ne-a spus că este... Deci plecând de la înregistrarea cu Băsescu, la care faci tu referire. Da. Că e o disjungere din dosarul ICA. Ăla. Și eu m-am uitat la ea și am spus, zic, dosarul ICA e închis. Zic, Voiculescu e la pârnaie în dosarul ICA. Executa, da. Și că, zic, dumneavoastră putea să faceți, sau oricine altcineva putea să facă o dejungere din dosarul ICA, atâta timp cât dosarul ICA exista pe rolul organului de urmărire penală sau eventual în instanță. Ai rupt o bucată din el și ai făcut un altul mai mic. Dar tanti, dosarul ăla s-a închis. Așa, bun. Și? Ce deci, așa a luat naștere dosarul ăsta, o dejungere dintr-un dosar care a închis. Bă, da, voi v-ați dus. Și a spus, nu, v-ați dus cu un avocat? Eu am fost cu Chiciu după mine, au avut și ăștia de la redacție. Și m-am uitat la ea și am zis, domnule, zic, ok, trecând peste faptul că nu mă convingeți cu asta cu... Ce-o interesa? Cum au ajuns casetele la tine? Evident, da. Și asta întreba pe toată lumea. A fost un set de 10 sau 12 întrebări pe care le-au pus tuturor. Numai când ne închietam în paralel, înțelegi? Victor, și afla cum au ajuns. Și care era? Bun, și dacă afla ce? Spune, domnule, mi l-a dat curea, presupunem. Așa și? Și am întrebat-o, domnule, zic, da.
Vreau să vă amintesc că dumneavoastră ne-a chemat în contextul fugirii Ghiță. Zic, am înțeles că s-a dejuns din Voiculescu, zic, dar ăsta e altul. Ăla cu fugitul nu e Voiculescu, adică Voiculescu l-a spriponit. În fine, a fost o poveste fără de sfârșit. Era un fapt de casetele, era un fapt de presă. Da, exact. Pe aia le-am și spus. Iar ei erau șocați. Dacă deci, băi, ei nu vreau să mă creadă. Că eu nu știam cum ajungeau. Nu, dar nu e vorba de chestia asta. Nu, că mă întreba. Să presupunem că știi și spuneai, da. Mi le-a dat Gingel. Dar le-am și spus, dar și dacă mi trimitea el cu praștie, știam că de la el le dădea. Și ce-i făceau lui Gingel, dacă aflau? Tu ai fi spus, doamne, mi le-a dat Gingel. Îl chemau pe Gingel de la restau. Știi care a fost? S-au dat 2-3 episoade. Da. Până când s-a enervat Chioveș. Așa. Și a ieșit cu gura ei mare și proastă, că ea s-a controlat cât a putut fi controlată, dar la un moment dat îi se părea că e Dumnezeu pe pământ. Și a ieșit și a început să urle că așa ceva e inadmisibil și cu ăsta nu știu ce și că să răspundă și cei care sunt complici. Și atunci ăștia s-au... Complici la ce? Păi aia și-am trăit-o, brezi, dar l-a ieșit la mine în portbagaj, n-am nici carnet, adică nici dacă mă străduiam nu puteam să-l scot, că nu știu să conduc. Ei tot au încercat cumva să găsească, hai să spun. Și aia și spus, băi, voi dacă erați, că vorbeam, erau săracii aia doi de ofițeri de poliție și zicea, una cred că era la prima declarație. Dar e o jenație. Așa, aia, deci, și le spuneam, bă, mâncava-și gura, voi dacă erați în ochiul lui Ghiță și vrea să fugiți, voi vă sfătuiați cu angajații? Păi știți, nebun. Nu, stai. Stai nițel. Că de la faptul că el lăsase, trimisese sau vă lăsase, o declarație sau 7 declarații de presă. E plus una, nu contează. N-are prietenii nicio legătură cu fuga lui asta. Da. N-are nicio legătură cu, adică nu se poate presupune că voi l-ați dus în cârcă să-l treceți frontiera. Păi, aia am încercat și eu să explic într-un registru de om rațional. Unor întrebări ușor iraționale. Procurarea care va... Elena Iordache, acu' e șefă de asociație de magistrații aia, de, nu știu, știi că sunt asociațiile de magistrații, da, sunt aia reziștii, ai lui Veverița și nu știu, și ai lui ăla de militarul, și asta e la antireziștii. E de partea poporului. E la aia pe codul vechi, e de partea poporului. E de partea poporului. Păi și asta, deci pe asta au vorbit mai atâta, să o pună șefă la secția de investigare a magistraților, înainte de Adina Florea. Că pe mine mă umfla râsul. Eu susținusem înființarea secției de investigare a magistraților și zic, mă, zic, cum să o iau pe Elena Iordache, să o iau în brațe când eu am zis că e torționarea mea, adică și acum o punem șeful la cercetat magistrat. Bun, hai să fi... Femeia n-a fost abuzivă, nu. Bine, era și cu nebunul acolo, cu gură mare, tot chemase în toate televiziunile, că am dat sincrone pe, pe scări la miliție, la IGP, că acolo ne audia, nu ne audia la parchetul general. Că a zis că nu sunt spații în parchetul general și a făcut apel la bunăvoința colegilor de la IGP, care au mai multe spații și mai mulți ofițeri. De fapt, ei vreau să ne facă să ne spargem. Să vă spargeți, ne-a luat, separat, ne-a luat pe toți. Să fie la miliție, să fiți intimidați. Da, la unii era cu binișorul, cum era la mine și cu tot, că eram domnul vedetă și cu gura mare. Cu deranj, ăștia de la tehnic, nu știu ce. Bă, vezi că colegii tăi au recunoscut, de bine să minți așa. Adică, bă, eu n-am au făcut... Eu asta n-am înțeles, să recunoaște ce. Bă, da, în fine. Că am și spus, bă, dacă trebuie să recunosc. I-am zis, eu recunosc o grămadă de lucruri, dar nu cred că vă folosesc la nimic. Adică, ce pot eu să recunosc, nu cred că are vreo relevanță în închetă. Bă, și în momentul ăla, deci aia, bă, când i-a murit lui aia, nu uit că toi trei. Bă, că mi-a zis la un moment dat, nu știu, că mai vorbeam și liber, nu știu, când am zis, bă, da, consemnați tot, că dacă a zis așa, am învățat domnul Chiciu aici de față, care a fost procuror, știe? Așa m-am învățat, tot ce vorbim scriem pe hârtie, da. Și la un moment dat aia zice, tu mă zice, și dumneavoastră ce știți? Că le-am povestit că Sebi trebuia să vină în ziua în care a fost declarat fugit, trebuia să vină la mine. Că cu o seară înainte vorbise, și a fost ăla, șprițul de la serii și tot. Și aia mă întreabă și zice, păi și zice, cine credeți că ar putea să dea date? I-a spus, băi, a doua zi nu mi-a mai răspuns la telefon și avea telefonul închis. Și mi-am dat seama că nu o să vină. Și zice, păi și cine credeți? Zic, Colde. Colde. Băi, deci aia săraca, deci... Și zice, notați. Și aia zice, păi de ce spuneți? Păi zic, de un fapt de notorietate, zic, și el are cunoscut. Ultima persoană. Ultimul care l-a văzut și cu care a rămas, că a fost chef, au dat oamenii, zic, dacă vreți vă dau și link-uri. Așa, a povestit-o Arșu Savu, a plecat toată lumea și a rămas Sebi și cu Coldea. Exact, a povestit Savu, Zic, a rămas Sebi și cu Coldea. Zic, păi întrebați-l mă Coldea, că ăla e ultimul care pare ar fi văzut. În curte. Înainte să urce în mașină. Exact. Zic, degeaba mă întrebați pe mine. Zic, ăla cred că are mai multe amănunte decât mine. Acum, zic, mie mi-a dat țeapă, iar trebuie să fiu supărat, pentru că trebuie să vină la emisiune. Mai încoace, ne apropiem de zilele astea ale noastre.
Te sună Ghiță, îți spune ce și cu cine să-ți faci emisiune, îți dă SMS-ul, îi întreabă la aia, dă-i aia, bă, eu te întreb. Deci, eu am vorbit, te dau din casă. Mă, da, auzi, iartă-mă, te rog frumos, înainte de a-mi răspunde la chestia asta. Mă, eu am văzut la tine în televiziune, asta e o întrebare nasoală, sunt ordinar acum. Așa, fiu. Mă, eu am văzut la tine în televiziune, la România, mă, o grămadă de tefeliști. Când am fost invitat la un moment dat... A, dar ai să mai puțin... Bă, la Antena 3 să mai mulți prieteni. Mă certa unul pe hol, ce zic. Mă, ăștia, tefeliști ăștia de la voi de acolo, mă, n-au înțeles nimic din chematul vostru la parchet atunci? Păi, pe unii dintre tefeliști ăștia, i-a chemat și pe ei, dar pare că n-au înțeles. N-au înțeles nimic. Iartă-mă că te-am întrerupt, treci la ce spuneai acum, te rog. Deci eu am vorbit ultima oară cu Sebi, asta că l-am sunat eu, deci ca să ne înțelegem foarte bine, că aveam eu ceva de vorbit. Un interes, da? Așa. Nici măcar un interes direct. Nu, în fine, am vorbit undeva. Când s-a întors Andronic din concediu? Că a fost în... La sfârșitul ianuarie? La sfârșitul ianuarie, da. S-a întorsese amândoi, habar n-am dacă au fost contemporan sau nu știu că au fost până aceeași zonă. Cert este, deci am vorbit cu el când abia se întorsese din țările calde, unde a fost, să nu-i fie frig în Europa, da? Știi când am vorbit ultima oară înainte, deci... De sfârșitul lui ianuarie, când am vorbit ultima dată cu Sebi? În octombrie, prieten. Alegerile prezidențiale au avut loc în septembrie. Și știi de ce am vorbit? Că, uite, dau din casă. Să-i spun că e fiul la Belgrad cu niște prieteni. Și să le dă și eu un șpriț. Și m-a întrebat dacă le face o rezervare la Cârciumă. Să-l întreb, că m-au rugat copiii. Au plecat, copiii chiar au plecat cu treabă de business, înțelegi, că știi că au pasiunea asta cu Adidas și vând Adidas și magazine, materiale sportive, în fine. Nu stau eu să fac reclamă la povestea asta. Și erau la o treabă de business, la reuniunea una dintre mari, nu știu. Nike făcea, anunța ce face în 2020 în Europa Centrală și de Est. Anunța la Belgrad, nouă nepuț sârbi, uite, americanilor nu le puți. Da? Deci și copiii erau acolo. Și l-a zis maică, să zice, vezi că-s niște, Belgradul e mișto, puteți să ieși și seara și la lăutari și la tot și la nu știu ce. Și fiul zice, bă, zice, treabă nu știu pe Sebi, dacă poți să ne recomande și nouă o cârciumă, două mișto, poate ieșim seara, nu știu ce. Da, și l-a sunat pe Sebi să-mi spună și mie două birturi unde cântă lăutari și unde să fumează. Și clar că sunt și fumători. Și clar și Sebi zice, bă, dar le fac eu rezervare acum, dar... Deci, acestea au fost ultimele două vorbiri. Victor, ai fost consilier la... Mie îmi place că Sebi și atâta, respectă ceea ce am vorbit la început. Am spus, bă, eu vin la tine în post, fără nicio problemă, mă las și în pace. Când avem o treabă, aflu de la tine că avem o treabă. Dă poziționare, dă ce vrei tu, dă interes, că până la urmă suntem o întreprindere, nu? Și care ne mișcăm într-o șerpărie politică, de orice, da? Dacă ai treabă cu mine, nu mă freca la cap. Da, atâta tot. Da. Că nimic nu detest mai mult pe planeta Pământ decât să mă frece cineva la cap. Avem treabă, vorbim punctual. Am eu o nelămurire sau o nemulțumire, te sun. Ai tu vreo treabă, nu știu ce, mă sun. Și atât. Și țin să te anunț că și cât a fost în țară Sebi, că vorba a plecat totuși în... Când a plecat? În 16 la... Sfârșit. Nu mai știu. Da. Au fost alegeri. În 16 au fost alegeri atunci. Da. Așa. Deci din 2013 până în 2016 și au fost 4 ani aproape integral pe care am trecut acolo. Eu am vorbit cu Sebi de mult mai puține ori decât vorbeam când eram la Antena 3. Și el dacă are... Reține. Victor, și el dacă are ceva de cerut, știe cui să ceară, că nu-i prost. Prietene, eu am vorbit cu Sebi, ca tine, eu am vorbit cu Sebi la telefon și în viu de mai puține ori decât am vorbit când eram la Antena 3. Te crezi, mă, nu spune mâna în cap. Și când Sebi vrea să mă ia, că aia am și spus. Zic, gata, mă, cu ți-ai făcut interesul. Am ajuns aici, gata, hai. Ai fost, și a fost foarte ok. Ai plecat de două ori din presă, ai fost consilier. Da, odată cu largul sprijin al domnilor Tinu mi-ai zis, și Popescu. Odată la FPS și încă o dată la Ministerul Economiei. Da. Deci ai lăsat presa de două ori. De ce ai lăsat-o? Ești securist? Păi ai primit ordin sau te-ai dus după șpăci? Păi dacă faptul că Tinu și că Popescu m-au dat afară poate fi considerat un ordin, da. Păi nu, că ai fost angajat. De ce te-ai angajat? Pentru că n-aveam unde în altă parte. Și a doua oară? Pentru că mi se închisese tot. Și pentru că oferta binevoitoare de la FPS a fost salariul de două ori, cât adevărul, secretară, mașină. De două ori? Da.
Așa, și n-aveam un salariu mic, la adevăr. Da, păi știi că FPS-ul era una dintre cele două instituții, mă rog, era să chema APAPS atunci, extrabugetare, pentru că trăiau din veniturile, ei nu luau bani de la buget, îi dădeau bani de la buget, că vindeau prăvăliile și aveau un buget de organizare și funcționare care trebuia să... Și a doua oară ce ai căutat la Ministerul Economiei? Că abia întorsesem la jurnalul, bă, de jumătate de an de zile. Venisem și eu înapoi în presă. Așa. Eram la jurnal, îmi vedeam de treburile mele, nu știu ce se întâmplă. Alegerile, iese, Băsescu, cu președinte, fac ăștia. Guvernul de largă, Uniune Națională cu soluția imorală. Cu soluția imorală. Cu soluția imorală, pur. Deci, bă, dacă eu îți spun cum am ajuns consilierul Ministrului Economiei și ulterior, vreme de două luni de zile, șef al tuturor întreprinderilor strategice ale statului din curent, energie și petrol, reține, că am fost două luni pe semnătură. Tot! Electrica, transelectrica, hidroelectrica, Romgaz, Transgaz, dacă vreți mai spun. Partea românească din Petrom, care aveam respectiv, era 49%. Așa. Eu eram. Așa. Eu semnam ultim. Pe orice. Și dacă vreau ea să vând o garsonieră din patrimoniu. Eram happy, liber și mă dusesem să fac asigurare la matizul nevestimii, RCA-ul. Și te-am sunat telefonul. Bă, și mă opresc. Bă, dar sunam, drag, ce aia, mai. Mă opresc. Da. Non-stop. Cine era, mă, la telefon? În Rahova și îi răspund. Bună ziua, bună ziua. Salut, Victor, ce faci? Salut. N-aveam număr. Zice, Codruț Cereș sunt. În ziua aia se investise guvernul dimineața în Parlament. Zic, salut, frățioare. Îl văzusem pe Codruț odată, din greșeală, în antenă, ne-am întâlnit pe hol. Bună ziua, bună ziua. Și zice, salut. Și zic, felicitări. Eu am văzut că te-au pus ăștia. Ministru, spor la treabă. Ce am și o rugăminte la tine. Da, Codruț, poți să te ajut cu ceva? Ce, în cât timp poți să ajungi la Ministerul Economiei? Ajung în tocul și spun, nu întreb pe nevastă, mă zic, am și eu vreun costum călcat și un palton. Nevastă se uită la mine ca la lunatici. Trimisese nebunul după apă minerală, înțelegi, și venea să întreba de costum. Și zice, cu ce ocazie? Zic, cu ocazia că trebuie să ajung repede până la Ministerul Economiei. Eu ca bou care nu știu să refuz, înțelegi, ajung la Ministerul Economiei, pe care Victor. Intru, iar la birou de ministru și erau birou aș mai mic, cum ar fi de întâlniri private. La o masă Cereș cu Dip și atât. Și intru eu. Și se ridică amândoi. Și Cereș zice, domnul ministru, să vi-l prezint pe primul dintre consilierii mei. Dipul zice, a, super alegere, te pup, Victore, ce faci, nu știu ce. Eu mă uitam, eu nu pricepeam ce mi se întâmplă, prietene. Am fost martor la predarea primirea, nu știu ce. Când s-a terminat, Cereș, bă, gata, hai, eu plec acasă, că am sărbători, hai, te pup, ne vedem, dacă vrei, ai nevoie de vreun sfat, sună-mă. Păi nu, zice, stai, zice, că avem întâlnire. Bă, cine avem, cine noi avem și ce, cu cine... Păi zice, păi eu și cu tine, brei, zic, eu am crezut că zici tu la mișto ca să-l impresionezi pe ăla. N-am, brei, trebuie, lasă-mă în pace, am fost 3 ani de zi, nu mai vreau, nu mai, nu știu ce. Bă, te rog eu frumos, am. Păi și cu cine ne întâlnim? Cu directorii societăților din Martin, bă, se deschide ușa, o sală, da, la fostul CSP. O sută și ceva de direct. Bă, toți directorii aia grei, nene, de pe vremea lui Dipu. Și la prezidiu, Dipu, care spunea că vă mulțumesc, la revedere ca la Oscarul, domnul Cereș și domnul Victor Ciutacu, consilierul domnului Cereș, care se va ocupa de partea de privatizare. Multe ori. Era Pastia, era la Antena 1. Și era pe economic. Și era cu camera. Că zi, era ministrul Voiculescu acolo. L-a arătat și pe el la televizor când s-a instalat. Eu îi făceam semne lui Pastia. Brei, nu mă filmeze ăștia. Nu știe nevasta, nu știe tu, că nu știe nimeni. Nu știu nici eu, dar... Deci a venit Pastia la mine după aia, bă, îmi dai un sincron? Ce sincron, bă, să-ți dau aici de bun? Nu știu cum să fug de aici, zic, sunt prizonier. Mi-e rușine să le zic la... În fine, să termină toată țigănia aia. Cât ai stat acolo? Tot mandatul? Două luni. 1 ianuarie, da, 1 martie. Pe 1 martie mi-am dat demisia. De ce? I-am luat nevastă mea Ghiocei și m-am lăsat acasă.
Pentru că de i-am spus de la bun început că bine, eu am pus o grămadă de condiții numai să nu le accepte, înțelegi? Da, da, e da. Ca în filmele cu proști, le-a acceptat pe toate. Da, 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 nu mă, nu vroiam, mor! Mă suna Mihai Craiu, da. Care la vremea respectivă da, era da, director da, general al jurnalului și era pe tovărășie cu Codruț. Mă sunau de la Voiculescu. Și de ce ți-ai dat demisia? Pentru că nu puteam lucra împreună, era evident. Nu se putea. Nu. Și am spus lui Codruț la bun început, bă, în clipa în care ne dăm seama că nu, gata, gata. Zic, eu am ce face în viața asta. Eu îmi lăsase. Deci eu n-am plecat de la jurnalul atunci. Tu știi, ăia au aflat mult mai. Două luni, da. Bă, eu am rămas angajat la jurnalul și mi-am făcut, eu am fost consilier de ministru pe contract de colaborare cu ministru. Pentru că am zis, bă, eu nu renunț, bă, că vreau să mă întorc. Victor, ultima întrebare. Așa. Eu am o slăbiciune, știi foarte bine, pentru băiețelul tău, pe care, Vlăduț, care e mai înalt decât mine, pe care l-am și certat la un moment dat. Bă, de ce îl trimis pe taxul după scutiri la nevastă mea și nu te duci singur ca un bărbat să ceri scutiri când vrei să chiurești? Se rezolvă cel mai simplu prin reprezentanți. Da. Ce face? E student. Ce face? E cu minte? Termină învață? Facultatea? E cu minte? Ăsta. Da. Și s-a adaptat extraordinar. Acum este într-o perioadă în care... Când termină? Jumate în țară, jumate... Anul ăsta. Anul ăsta termină. Mare un proiect și gata. S-a terminat. Ce facultate face? Dacă îți spun, te doare cap. Ia. User Experience Design, știi tu ce e aia? Nu. E, nici eu n-am știut. Mă rog, nici acum nu sunt foarte lămurit, dar trecem peste. O să, cu așa ceva deci, și găsește ușor de lucru? Da. A, excelent. Păi nu, este prima promoție din Europa. Aha, aha. Și ce știu ei să fac? Adică ce o să... Ce meserie deci, e asta? Practic, da? E un soi de IT extins. Deci, în cadrul facultății de electronică și telecomunicații, cum era pe vremuri la noi, la Universitatea din Haga, este o zonă, deci dacă vrei, hai să o luăm altfel. De la optimizări de site-uri, optimizări de procese, împrieteneala cu clientul, că el a avut în primul an cel puțin a avut și o zonă foarte desată de sociologie, de filozofia consumatorului, pentru că există și partea de interfață între programator și consumator. Pentru că știi tu foarte bine că dacă stai de vorbă cu mini-tehnicul ăsta și zici să facă ceva, ăla face ceva, nu știe să-l folosească decât el, nu să-l și vinzi. Adică și tu practic trebuie să-i traduci nărodului ce trebuie să facă ca să se și cumpere în piață, ce așteaptă clientul. Deci eu, chestie care, repet, pleacă de la noțiuni de... deci, dacă vrei, nu este un IT atât de intens. Facultatea de roboței. Nu am înțeles. Deci un IT combinat cu o zonă... Fața umană a IT-ului, dacă vrei. Și unde? Este prima generație din Europa. Undeva povestea asta se făcea până acum în Statele Unite ale Americii și în Japonia. Unde o să vrea să muncească? Păi inițial el a spus că când a plecat, pentru că avea coadă pe sare, a spus că la revedere drum bun România, ne mai vedem în concedii cât o să mai vin pe acasă. Și așa s-a mai schimbat. Acum e la jumate-jumate, pentru că are și e implicat, ți-am spus, într-un proiect, cum îi spune modern. Un business. Da, bun, deocamdată e angajat, și nu este parte a trăit acolo niște ani, reconsideră niște chestii. Și acum, cum să spun, acum e la stadiul la care... dacă s-ar putea să stea jumate în România, jumate în Olanda, ar fi perfect. În 2-3 ani. E o idee și de făcut un master, dar e o idee și de continuat zona lui de... Pentru că zona asta îi place. Ele cu... Ce e bărba, vrea să câștige bani. Păi și îi și câștigă. Și pare corect. Îi și câștigă și îi câștigă făcându-și meseria lui, pentru care s-a pregătit. Da, el. Mare deci el face pentru că business-ul este cu precădere online. El are și o mică bucată offline, dar grosul este online. Și el face fix pentru ceea ce s-a pregătit la școală. Înțelegi? Victore, îi doresc succes, să-i dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă și multă minte. Și ție îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vii. Cu mare plăcere și ce să zic, baftă în povestea să dea Dumnezeu. Știu cum e momentul ăla de rupere de greu. Presă scrisă și trecut pe online și după aia. Să vezi cum e momentul când te rupi de tot o perioadă de presă. De fapt știi că eu știu, că am mai ieșit din presă. Amândoi am jucat în filmul ăsta. Da, sigur. Cu plecatul și cu întorsul. Victor, îți mulțumesc foarte mult. Și eu Dumnezeu să ne revedem sănătoși. Să dea Dumnezeu. La revedere.